fost sprijiniți informativ de către Serviciul de Informații și Protecție Internă Cluj din cadrul DGIPI. Vorbim de o societate din satul mare care presta activități de recrutare de personal în municipiul Cluj-Napoca pentru pregătirea unui congres internațional pentru produse bio. În baza informațiilor obținute, Inspectoratul Teritorial de Muncă, inspectorii au declanșat un control inopinat în luna decembrie, într-o locație unde funcționau la Cluj. S-au luat 52 de declarații de la persoanele care exercitau activitate, un număr de 44 erau fără contract de muncă, așadar activau la negru. Pentru această încălcare a legii s-a transmis către parchetul de pe lângă judecătoria Cluj-Napoca o plângere penală. Este un caz mai special pentru că o parte dintre persoanele care activau la negru au renunțat la serviciile pe care le-au avut anterior în speranța unui pachet atractiv salarial pe care îl prezenta noua societate. Așadar, au rămas fără loc de muncă în speranța unui loc de muncă mai bun. În această acțiune, din punct de vedere operativ, am fost sprijiniți și de către lucrători ai Jandarmeriei Cluj. Ceriți că...